Băi, oare asta e curtea lui bunica? Dar când a schimbat gardurile? Bunica! Bunica! Ei, dar pe doamnă, normal că nu e afară, că pe frigul ăsta numai eu stau afară. Cine? Seamnă bunică. Bună ziua, mănipoache! Ce faci, bunică? Dar și vând te aduci pe aici, având și-o mai ales că ești cam slab, a? Păi... Și am venit și eu la bunica să văd ce mai faci și cum să mai sunt. Nu era două dia, dai seama, poate n-are cine să-i aduc o caldare de apă, că acum e iarnă și na, ai nevoie de ajutor, dai seama, ca așa e, după o vârstă. Ei, mă dau mic afară din casă și iară n-am avut unde să dau și afară e frig, nu pot dorm afară și am zis, poate mă primești eu o perioadă. Am venit și eu la matale să văd ce mai faci, poți stau jos? Tragi un scaun aici, dar cum? Ce mai faci? Cum? Ce mai zici, Matale? Da bine că ai venit, măi nepoate, mă bucur foarte mult și mi-era dor de tine. Și uite, chiar abia că e important să ai nepoți în viața asta, ca să aibă și nici să-ți aduc o can cu apă la bătrâneți. Dar și crede că-s proastă, crede că eu nu mi-am dat seama că l-o la măsa afară și n-ar pe unde să stea? Da, lasă, e bine că îl folosesc în avantajul meu. Ai venit la țanc pentru că am o mare problemă. Și problemă, bunică? Mi-a umblat cineva la bani. Văleu! Da, eu suspectez pe cineva. Dar nu lăsat urmi, știi? O suspectez pe Lilica al lui Marșel. Numai acasă și șchioapă și-ar lăsa urmi. Deci nu ia. Îl mai suspectez pe ăsta lui Cucuruz, dar la cât de mult be, nu nimerește la el în o grade. Da, păi la mine și să vină și pe ascuns. N-are cum e. Corect. Așa că vreau să stai cu mine și să mă aperi, că dacă mai intru vreodată coțul. Păi, și cam cât ai avea, Matale, nevoie să stau eu aici să te ajut? Măcar așa vreo lună de zile, 60. Băi, bunică, na, nu știu ce să zic, o lună e cam mult și am și eu afaceri din mele și na, e complicat. Când am auzit vreo lună de zile, deși efectiv mi-a trecut prin cap jackpot, ca la păcănele, 7-7-7, am zis, yes, perfect, am nimerit-o, am zis că numai bun trebuie și mă mica supărare, așa. Am o perioadă bună, tata aici, șăfă-s. Dar am zis, hai să nu fac eu pe așa, fac o leacă, mai nu știu, să vede, o să dau o leacă așa, când pe aia inabordabil, că nu se prost eu. Ai afaceri? Ce afaceri are ăsta, bă? Că-i pârlit, e mai pârlit ca porcul de Ignat, mă. Ăsta e singura afaceri care poate să o aibă el, e afaceri și tu niște bani pe datorii că eu n-am. Sărac, săracu. E așa sărac, mai are o leacă și dă cursuri de dezvoltare personală și financiară. Adică dă sfaturi cum să faci bani, când nu are niciun bani. E, las, de data asta, las eu de la mine cam interes. Băi, bă, dacă tu ai afaceri, îți dau eu niște bani în plus, ca să nu pierzi banii pe afaceri. Cât? 50 de lei pe săptămână. Perfect. Păi ești nebun? Mă plătești să stau aici? Eu aș fi dat bani ca să stau. Băi, ești nebun? 50 de lei pe săptămână? Păi aș fi dat 500 la așa veream eu de păzut aici. Acum, dacă tot am așa, să pregătești ceva de mâncare și să te învăț tehnici de autoapărare. Și tehnici de autoapărare? Să mă autoapărez. Ca să fii gardianul babei, adică baba gard, trebuie să ai o formulă magică. Trebuie să te liniștești și începem. Babă în pericol! Nalt ca bradul, prost ca gardul, toate m-au făcut pe mine, baba gard! Tu mai ca armăsarul, eu ca poneiul. Așa, baba gard! Nepoate, hai trezește că-i cineva afară. S-a urmat? Hai trezește-te să te acționezi protocolul de baba gard. La cabra de proșca gard, hai! Hai! Uite că e acolo! Ia, ia! Hai! Hai! Ia-ți pe acolo! Mâța, mă! Ce-i frică de o mâță? Doamne! Nu, că dacă era tigru sau urs sau om, eu mă băteam cu el, dar cu mâțele am alergii la psihic. Ai alergii la bărbății, că nu vezi parcă ești o prințesă din Instagram.
Aruncă-mă între lup și mă voi întoarce să vă haite. Doamne! O bază n-am închis. Pe baza la nepotul ăsta ne mănâncă câine. Era mâța și-o speria de mâță și văleu, văleu. Pe baza la asta trebuie să-l apăr eu pe el, nu el pe mine. Las! Găsesc eu o soluție, că n-am și-o bază în ea. Da, bunică, da, lasă, nu mă mai pupa atâta, că nu... Te-am ajutat așa, că-s nepotul tău, nu... Da, ai mă pupe acum și pe mână, nu trebuie să-mi săruți mâna, că doar suntem aici să ne ajutăm, că de asta suntem... Da, 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 cu plăcere, cu plăcere. Tăneu! Și ăsta? E, păi uite, ți-am adus urs, că dacă ai zis că ți-ai frică de mâță, na, urs! Îi păzește pe amândoi, îi în regulă, îi de toate, îi un câine cu un urs. Și vesta ce-i și cu ea? Vesta e pentru ca să te salvezi de la prostii. M-am trezit dimineață și... Nu pot să vorbesc încă despre asta, dar... Și mușchiaric, m-am spăret o leacă pe mine, dar... O să se simte, dar... Zici că e robot! Adevărul că am ajuns ca la televizor, să iei roboții munca de locul de muncă la oameni cinstiți ca mine. Pici! Crezi că stau eu pe baza la babagajul ăsta? Te băie de aici, mi-am luat câinicerii, o să mă păzească. Acum nu știu să fac cu ăsta, că îl țin aici și n-am ghișit. Și acum ați văzut drept s-a întâmplat cu banii. Banii nu au fost luați de nimeni. Eu i-am luat și i-am mutat dintr-un dulap în altul, de frică să nu-mi ia nepotul când vin. Numai că am uitat. E, ups, se mai întâmplă. Uai de mine! Ce fire afară, bă, băiatule! Ce faci de poate? Hai să facă bunicul, uite, să dea un leacă la căldură. Aaa, să tăi! Îmi place că stai, nu mă deranjează deloc, să știi. Mă, când îl văd că stai degeaba, parcă îi stai în cap. Pază, nu faci aia, nu faci nimic, nu faci, nu mai pot. Da? Stai degeaba, nu? Tu-ți dragă și adun și mie o caldare cu apă, stai degeaba. Păi da, de unde să mă duc? E cum de unde? De la fântână. Păi da, nu ziceai că ai hidrofor și ce mai trebuie acum fântână? Nu! Că acum iarăși o înghețat. Păi dacă mă duc afară și o îngheț. Vai de mine, prințesa gheții. Nici... Cum naiba îi zice la aia? Du-te dracu să adun niște apă de la fântână. Da, nu vreau, bunică, că... Fântâna e departe și soba e aproape și primăvara e departe și iarna e aproape și... Și măta e departe și eu să te dau afară și aproape. Dacă tu vrei să mai stai mult aici, a? Te duci și mă mai ajut și pe mine din când în când. Inclusiv să-mi aduci o cadare de apă, ce naiba? Când te ține aici de bibelou? E, maxim bibelou ești. Când te comporți ca un bibeluș și ai față de vou. Ei, de bibelou, că doar parcă stau eu cu curul pe mileu. Nu, dar la șchilos găuriți ai în cur fix mileus. Că acum parcă nu mai puteai de sătii, că-i frig afară, de apă ți trebuie ții. Dar na, nu aveai răbdare să... Hai, du-te, 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 du-te apă, că îmi trebuie mie acum, că mor eu de sătii. În fi, na. Hai, mă, nu mi-era tare sătii. Dacă nu-l văd că stă degeaba, trebuie să-l pun cumva la muncă, nu? Și până la urmă, eu de asta mi-am luat nepot. Ca să aibă cine și mi-a duc o căldare de apă la bătrânețe. Hai, afară! Și mă ajută și pe mine când mai pot. Că de asta mi-am luat nepoți. Arfănele, hai o dată. Uși, Mari. Nu-ți faci nimic. Care câine, că-i urs? Crescut la incubator. Hai, măi, nepoți, ce faci? Mi-ai adus apă? Băi, fădeli. Nepoții. Mă, nepoate! Da, da. Ce faci, mă, ce-ai pățit? Îl trimit pe cascat să ducă să-mi ia niște apă la 50 de metri de casa mea. Eh, se întoarce înapoi cum? După 4 ore, fără apă și fără luciditate. Mă duc frumos la fântână, mă apuc de tras apă, eu liniștit, mă întâlnesc cu sândela lui Mareșica de pe drum, care ăsta mă întreabă, băi,
bebeți fergin. Eu am vrut să refuz, vă zic drept, dar eu oricum îmi datoram niște bani mai de mult și am zis că sigur nu mai primesc. Și la cât e de chetros, am zis că ăsta e singurul lucru pe care îl primesc la el. Și am zis, da, păi, dar și putem să fac. Și după aceea mai zis, mai vrei un sfert de gin? Și am zis, ei, mai vrei un sfert de gin. Și după aia am cu un sfert de gin și m-am batat, na, și am uitat. Și eram să scăp și gata în fântână și mă nivela peste ochi. Deci, n-am bățit nica, dar nici apă n-am mai adus. Pe eu ce-am trimis, mi-a adus apă și tu ai venit pământ de flori? Na. Pe eu ce-am trimis și scoți apă din fântână, nu din șant. S-a întâmplat, bunic, da, dacă era moca, nu se refuză și să-i faci. Uliu, uliu, uliu. Duce din nou și adu-mi apă, că eu de-asta te-am luat la casă, da? Da, mă duc acum, dar nu mai știu unde trebuia să mă duc. Du-te și mi-adu din nou apă, că eu de-asta te țin la mine în casă. Parcă era mai bine cu Monica. Aduc frumos la fântână, când mă apuc de tras apă, nu-i găleata. Mă uit dreapta, stânga, acolo, nu-i găleata. Mă uit după fântână, nu-i găleata. Mă uit în fântână, îmi dau seama că asta a rămas în fântână și s-a rupt lanțul de iubire. Și atunci am problemă, că găleata din fântână și eu în pericol. Și fac. Așa că mi-a venit în minte. Păi ca să nu mă șerp de bunica, m-am dus la magazin să cumpăr niște apă la sticlă, că este apă la magazin. Am cumpărat, am turnat în gălată și am venit. Na, bunic, uite, apă de la țară 100%. Eu sper să nu se prindă, că doar până la urmă tot apă e, nu? Ah, ok, gata, bunic, ți-am adus apă, uite, na. Ei, are gust, na, uite ce gust are, de apă. Ie să vedem și buchet are așa stampă. Să vedem dacă e bună. Și apă e asta, zici că are buchet de la apa, de la flori. Adică? Parcă ai ținut florile întrâns. Păi m-ai trimis la fântână, m-am dus la fântână e apa asta și la noi din altă parte. Păi și cum așa ră? Păi nu știu, dar ce vrei să fac acum, dacă de asta ui? Doamne, nu, s-o străca fântânile din ziua de azi, nu mai sunt fântânile și au fost altul, dar parcă o trăi cu unii și o trăvit, așa cu răoare. Păi și ce vrei să fac acum? Te duci la magazin și ce crezi? Există apă și acolo. Există apă la magazin? Da. Și să mă duc să cumpăr? Da, mi-ai apă de la magazin. Și gine că nu m-am gândit mai devreme la asta, prost eu, dacă știem. Bine, hai că mă duc la magazin să pun, să, adică să cumpăr, nu, pardon, nu da, pun. Da, du-te la magazin. Bine, na, dă, tornă, o vărs, da, pe asta? Da. Vărs tot apa, da? Da, și ai grijă, nu dai la porc, poate mai dă naibă o diaree în ei. Și mai faci o trotineroză, deși e. Da, bicicletenoză, dă, pe dracu să mă iei. Mă duc, eu frumos găleata, eu frumos și o cană ca să am cu ce să torn. Mă chinu și să torn acolo înapoi în sticlă din gheață de ești tot, ca să-i duc lui bunica apă de la magazin, că aia sigur e mai bună, că doar nu-și dă seama de diferență. Când ajung acolo înapoi cu sticla mea bunică să-ți dau apă să bei, ieși. Gata, bunică, uite, ți-am adus apă la sticlă, că cumpărată acum, nu din altă treabă, să nu crezi. Nica! Bunica! Ce-ai făcut? Ți-am adus apă la sticlă, că m-ai bătut la cap, na. Am cumpărat apă la magazin. A, mi-ai adus foarte bine, de încoace, și văd și gusare. Și văd și mai smolva somnă. Ia să vedem noi. Altceva? Alt gust. Problema e că nu mai trebuie. De ce? Că am ajuns la bikini! Am făcut schema mai sus. A? Adică? Adică am luat 3 litri de vin și l-am băut ca pe apă. Așa că, nepoate, gău, nu mai trebuie nica. Că eu mai am de recuperat niște somn și cam mult, cam vreo 2 litri de somn mai am. M-o frecat tătă zoala ca du-te încolo, du-te încoași, du-te încolo, du-te încoași, când e sătic, eu nu mai pot sătic, că mi-ar de gâtul de apă. Și la final și s-a întâmplat. Bine că nu se pune în găleată să plutească. Ca Iisus. Îi poți să te viață și ai nepoți, da, și îți aduc o caldare de apă. Dar mai important ca ei, îi să ai vin, ca să aibă cum să-ți aducă o sticlă de vin. Ah.
Ceai de mine și mă deranjează. Uite acolo cum mă deranjează. Vai de mine. Te deranjează, ai? Da. E bun că te deranjează. Era mai rău dacă... Da, fac acum. Era mai rău dacă te punești cineva să-i faci masaj fără să vrei tu, că și asta poate și te-ar deranja. Mă trezește bunica dimineață, uai, nepoate, hai că am treabă cu tine. Eu gata, sunt gata bunica, gata, eu mă, cu doar sunt paznic, aici sunt babagard. Nu că n-am treabă cu babagardul, am alt treabă cu tine, zic. Păi masaj în tală, pentru că mă doare chișor. Uai, bunică, dar eu am venit aici să te apăr. Las că ai venit să mă aperi, că și așa nu faci niciun fel de pază. Măcar treaba asta să faci și așa de ceilalți plătesc geamă. Păi să mai fac și el ceva la casa asta dacă vreți să simt util. Ăsta în afară de dormit, de mâncat și plâns că e frică de câinii, nu faci nimica. Vă leu, dar și bine, uite acum că e mai bine. Mă, dar și mă doare calc și strâm de acum, zic sincer. Ai și mers drept toată viața cât e ce. Mă bat de nu mai pot. Te bat tare? Da, mai ceva, că mai stai când vede că ești prost. Auzi, eu cred că de acum o să-ți iau pantofi, tăi, ia uite, șalupile alea și mari sunt. Îi sunt numai buni pentru mine când mă duc la porci la găini. Cum să-i bunic papuși mic, că-s din bărbat așa? Așa și așa, n-ai mai văzut femeie care se umbli în papuși de bărbat sau cum? Dar e bunică, dar ai mie, de duminică, cum să-i umbli tu la porci cu ei? Așa, ai mie, ești de luni, de marți, de miercuri, de joi până duminică. Nu, duminică nu, ne odihnim. Uite, bunică, dar... E alții pe ai tâi, deși să iei pe mic, tata papuși am și eu trebuie să mă umplu pe afară, că și eu, că doar am și eu, nu? Și ești tu afară, că tu nu faci nicio treabă, măcar eu să mă duc să mușez dacă tu nu poți. Hai, hai, fă-mi acolo. Uite și acolo, vezi că am o bubiță acolo, uai, de mine. Hai, că-s femeie bătrână și am nevoie. Ia-ți-a, măi, bunică. Ia-ți-a, măi, nepoate, și faci? Uite, vreau să te întreb dacă e ceva de mâncă. Care? Ce frică de câini! Hai să faceți afară! Hai să faceți afară! Cum ies din casă fix la prima oră, ghișirii mă așteaptă în ușă. Câini. Una, două câini. Ue, da, eu n-am câini, nu mi-e frică, dar asta parcă prea să uite urla mine. Ceva panzearie. În primul rând că nu era prima oră din zi, că ăsta doarme până la amiază. Și în al doilea rând, câinii nu se uită urât la el, se uita că el e urât. Nu mi-e frică de el, dar... Da și? Nu-mi place cum se uită la mine. Unii se uită urât, el nu se uită urât, se uită la un urât ca tine. Eu mai cumpărat și vesta și e frumoasă. Mie niciun cheptar amăr nu poate să-mi plătească. Umblu cu janghina asta de... să rupi pe mine. Și al lui reflectorizant să-l vadă în mers la un kilometru. Eu dacă zic că vreau și unul de ăla să mă vadă în mers, dar și să vadă dacă ești prost. Nu poate pune mâna pe el, că nu-ți face nimic, acum îți zic eu. Da, el e frumos, dar dacă, na, e cu minte, dar dacă, na, are o zi proastă dintr-o dată și se hotărăște că vrea să mănânce oameni, nu știu. Băi, nepoate, dacă știam că ești așa fricos, să-ți luăm un chihuahua din ăla. Pune-mă mâna pe el, nu te mai... Doamne ferește! Păi și dacă n-ai dreptate? Și mă iei pe mine, că pe matale nu-ți iei, că te iei de mâncare. E, un nepoate în minus. Ups! Hai, pune mâna pe el, că nu-ți face nimic. Hai, măi! Uite ce frumos! E, vezi? Ce-l-a frică? Și cum? Adică eu acum mă joc și nu... Nimica! Am tot timpul? Nu te mănâncă, doar din privire! Dragoste la primul cățel! Hai că mă duc în caș, că mi-e frig, nu mai pot! Du-te, bunică, dar eu mai stau leac, mai joc cu el, că văd că e jucăuș, că n-am trebuit! Și încălzești cu cățelul, da! Hai, cuțu, hai să ne jucăm! Hai să ne jucăm! Uite ce frumos, îi să joacă! Hai, cuțu, cuțu! Scârtinogule, cel mai frumos este că e zvulturi o șpață. O, calcățăle, o, trâmpâți, cum o să auzi, trâmpâți, aici, Silvia, hai, nu-i, 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 e mai frumos cățel din lume. Nu-i sporăiși, măi, măi frumosule, măi, măi. Ai văzut, i-am zis că nu mușcă, acum ești cei mai buni prieteni. Opa, cea. Uite-s. Ce. Asta trebuie să mi. Așa. Auleu. Oi, nepoate, fă-mi, te rog eu frumos, o leacă de masaj, chiar mi-a apărut bătătura aia și... Ce faci, măi, aici? Mă relaxez, eu și cu ursul ca băieți. Care urs, că ăsta-i câine? Păi câine, dar îl cheamă ursul. E ursul din specia câine. Îl cheamă nepotul din specia proștelan, antropologul curului. Mie mi se pare că așa îi se potrivește cel mai ghid numele ăsta, ursul. Și mai ales dacă strângi ursul tare, îți mai și spărie lumea în ograd. Zici, bă, ăștia au urs, sunt nebuni.
Dar nu, că bunica că nu-i place. E de fapt invidioasă când înțelegem noi bine, da. Asa. Bă, dar chiar ei e cel mai bun prieten? Mi se pare ceva suspect, dar în fine. Și s-ai pus pe ochi? Ardeiuț. Păi de ce? Că castraveți eu mâncat ursul. Și nu te doare ochii de la ardelul ăla, iute? O să răleacă ochii, dar merită. Păi dacă vine hoțul să sperie mai de voi când vă vede în halul ăsta? Păi da, na, acum noi stăm ca la spa, ca băieți. Când îi relaxăm și când vin hoții, ursul îi sparge. M-ați spart! Mă duc să sparg eu niște lemni, când casa asta n-are și nici să o facă. Hai, spaște-le, măte, astea și mâini de copchel. Măi, nipoate! Du-te-mă și iem și mie niște medicamente pentru bătătura asta mea. Bine, bunic, hai că mă duc acum. La farmacie, da? La farmacie, da. Hai, cățelul, hai cățelul, hai cățelul, hai cățelul. Puuu, mai bine nu luam câinele și ăla. Și mă, ce mai nevoie? Stă-ți, dau mâncare la cățel. Păi fost să-mi cumperi? Da. La farmacie? La magazin. Păi ce ai făcut la magazin? Păi la farmacie n-aveau boabe pentru căței. Păi și mie nu mi-ai luat medicamente? Nu mai rămas bani. Ha, nu ți-au mai rămas bani. Păi când o să mor eu și o să lăsesc banii la câini, când ai să vii să mă întreb, da, deși nu ți-am lăsat nimic, o să zic, nu mi-au mai rămas banii. Faide-mi, pe baza ta, nu mai pot, mă îmbolnăvesc. E invidioasă când înțelege noi cel mai gine și tot atâta medicamente îi trebuie. Ochi băietul, ochi băietul, gata. Și era să fac dacă era foame la cățel, nu era să lăs flământ. Asta că bunica o mai doare bătătura și mai încolo, nu-i trece acum. Dar la cățel, dacă nu ne-ai mâncat, poate pățăți ceva. Nu-i mâncat, nu? Ai grijă în viață ce își dorești că s-ar putea să întâmple. Vreau să sunt prietenească ăștia, doi s-au prietenit și eu și s-au întâmplat cu mine. Însă ne-ai mâncată și prostala nu are grijă numai de câinele și ăla, numai de javra aia. Ah, și-am dornit, ghinie. Hai să mă mai jocolea cu cățelul. Urțu, hai! Urțu! 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 Hai! Ursu! Ursu! Ursu, unde ești? Ce, măi, nepoate, băi, și tu strigi atâta, nu mai striga așa, dacă după aia zici și lumea când nu ataca cineva. Băi, bunic, mă, nu înțelegi? Și? S-a întâmplat ceva rău. Și s-a întâmplat, și s-a întâmplat. Băi, spără cățelul, băi. Ei, nu zău! Cineva l-a furat pe ursul. Asta înseamnă că trebuie să fac pe detectivul. Ei, nu zău! Cum adică, mă, ce-au luat câinile? Păi, cum auzi, Matale, o dispărut câinile. Matale, știi ce înseamnă asta? Și? Înseamnă că trebuie să faci și muncă de detectiv. Asta este esențial, dragă Watson. Cine? Watson e... Cine s-o uat? Watson. Și ăsta? Watson e bunic, Matale, nu știi, Watson acela cu filmii, cu detectiv, cu Sherlock Holmes, cu acela. Început să aibă vedenie ăsta, tot îmi zici Watson, Watson, și o Watson, și nici o Watson, eu-s bunic ta. Ideea este așa, cine o furat cățelul de la noi din ogradă, o lăsat niște indicii. În primul rând, umbrela și ei care nu știu și caută și cine vine cu umbrela când ninge, și în al doilea rând, talpa și ei de la papuc. Noi acum putem să reducem numărul suspecțelor. Cum? E simplu, urmașii de papuc. Care, apropo, urmează-mă. Ca de găină. Cine are căcat de găină în sat? A? Și mai ales cine poartă 47 în sat la noi? A, zic eu, Marșela lui Prejână, că ăla e înăltoc. Marșelul Prăjună, da, acela e înalt, acela schimbă becul din Chișoare. Și mie mi-a schimbat becul de la stâlp. Mie din Chișoare mi-a deșurubat un bec și-a pus altul. Am înțeles, mă duc să vorbesc cu el, să-l stau o leacă de vorbă, că ăsta sigur ne-a furat câinile. Duce și vorbești cu el dacă... Și dacă nu recunoaște, că pășeală, că eu l-am treabă. Dar cum? Nu fură nimeni mie câinile. Las, că stăm noi de vorbă, Prăjână, crezi că mă faci pe mine cățel?
M-am întors, ai bunic. Te-ai întors, mai nepoțezi, cum a fost? Dar ce s-a întâmplat? Și cu ochii așa de bufniță? Am certat cu Marcel, că i-a zis că, băi, deși m-a acuz că ți-am furat câini și oameni că tu mi l-ai furat și el zis, băi, tu ești prost, mi-a stat amândoi la băut aseară, cum să-l fur eu, că eu eram cu tine. Și am zis, a, da, dar tot nu l-ai furat. Și s-a enervat și o sărit țandura și o sărit țandura fix la mine în ochi. Dar am altă idee acum, alt suspect, suspectul trebuie și o femeie, că am mai găsit un indiciu la noi în ocrad. Și indiciu? Urmă de batic galben. Înseamnă că e clar o femeie. Păi ne pace, dar de ce să nu fiu un bărbat, de ce să fiu o femeie? Păi și bărbat poartă batic la noi în sat. Ai, treperul și ăla din deal, mă, care poartă batic, nu știi, și umblă pe YouTube și cântă. Sunt treper și port batic, ic, ic, beau cafeaua la ibric, ic, ic, ca mine. Păi dar poartă este a 47? Poartă, măi, că nu știi că numele de scenă e L. Care-i 1,50 în înălțime și 1,50 pe lățime, care-i dita mai chișoarele, nu știi, poartă schiuri. A, înseamnă că el a fost, sigur el a fost, că eu trebuie câinile, cred că pentru un videoclip ceva. A, păi stai, că mă duc eu pe asta chiar îl bat, că ăsta-i mic. Și să-i dai și un batic, ic, ic, peste cap și îi dai și un ibric, ic, ic. Tu ești rapper, ăr, 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 și te prindi păr, ăr, ăr. Rapper, relu, relu, ia bă, taie, nichelu. Mergea doar și clăs. Vine bătut complet. Nici ăsta nu cred că a fost el. O zis că a fost la studio la oraș să registreze albumul seara și ei. Păi mai repace și acum și nu mai rămâne din cercul de suspect. Acum chiar cred că suspectul e o femeie. O femeie? Și ne poate fi? Tanti Vica de lângă noi vecină. Păi oi ne poate da Vica, nu poartă 47. Nu, dar bărbatul poartă. Așa și? Și e, i-a luat papușii lui Barbațu. Zici tu? Păi da, nu poate o femeie să poartă papușii lui Barbațu prin ogradă? Dar ce se fac ea cu câini? Asta aflăm, deci mai tare și cheamă. O ducem la interrogatoriu. Bine, așa fac. Ia ziceți, de ce m-ați chemat? De ce m-ați chemat? Tanti Vica, unde ai fost pe data de 18? Nu prea sunt blăreaț așa, acasă am stat. Eu n-am mult să mă duc. Deci n-ai niciun alibi? Un ce? Un lipi? Ceva lipsit, hă? Singur ai fost acasă, deci n-ai fost. Da, singur, doar o fi Dumnezeu mă vede el, dar nu spune. Da, Dumnezeu nu poate să vorbească, să răspundă la interogatoriu, deci n-ai niciun alibi. Nu. E făptașul. E adevărat că astea sunt urme din baticul matale. Mă, nu văd nimica când bați cu becul ăsta în ochi. M-au băgat într-o cameră acolo și mă cerceta unde am fost, ce fac. Ăștia amândoi sunt într-o ureche, dar sunt într-o ureche rău de tot. M-a susperiat. Ce e acela alibi? Ce alibi? Eu știam că ea e cam, nu-i întreagă la cap, dar ne poți tot la fel, ce se-i mirăsat. Nu văd nimica când bate becul în ochi și nu știu ce mă chiorâți, de ce mă întrebați. Eu nu port batic galbin. Ei, nu. L-am văzut eu odată ca sări gardul la mine. Pe-am sări gardul după găină. După găină, ne-am luat găină și am plecat. Așa nu ați procedat așa la fel și cu câinile? Ce să fac eu cu câinile vostru, mă? Ăla mănânc cât 5 ca minimă și eu n-am mâncat nici pentru mine. Și atunci, deși există o urmă de 47 de la Matali, la mine în Orad. Acolo, afară, pe zapada, am văzut noi. Unde, mă, dar eu port 47? Da, sunt subar. El poartă, dar nu-i acasă el. Poate că am luat papuce care am nemerit la ușă după găină. Nu e urma mea, ce mai, nu e urma mea. Păi cum să nu fie Matali? Că dacă nu e Matali, și nu mai are papuca așa de mare în satul ăsta. Cum cine? Tu? Nu vezi cât ești de mare? Hei, da băi băieții, tu poți 47, tu l-ai luat, poate l-ai luat prin somn, că tu ești somnambun din ăla și poate ți-i frică și în subconștient ai vrut să-l duci în altă parte ca să nu-l mai vezi. Asta e ceva elementar, măi, o Watson. Băi bunică, poate mă tare dreptate, poate mi-a fost frică de când și l-am dus în somn. Sigur a fost asta. Dar frumoasă lampa, dar de unde o fi luat-o? Nu-mi dau seama de unde o are, ce-i cu ei, că n-am avut timp să le mai pui eu întrebări. Mă rupea ei întrebări, unde am fost, de unde eu. Și vă așa-i nepoate? Cerc să doar nebunică.
Păi m-am gândit așa, dacă eu am dus câinile în somn când dormeam, acum mă pun înapoi în somn ca să visez unde l-am dus. E cumva elementar, dragă Watson, nu? Ha, ai dreptate. Totuși nu înțeleg și legătura are umbrela cu cazul ăsta, nu are niciun sens. Dana. Bine, mai nepoate, hai, până adormi tu, mă duc și eu până în păiat să închid găinile, da? Îți iau și pantofii tăi, că mă doare bătătura asta. Bine, bine, e papușii mici și mari. 47. Și eu și umbrela, da? Da, bine, da, e și umbrela, că doar știu că ești mică și n-ajungi. Da. Auzi, eu cred că acum o să-ți iau pantofii tăi, că uite, îți numai buni pentru mine când mă duc la porci la găi. Cum se spune că papușii mici de bărbat aceea? Așa, așa, și n-ai mai văzut femeie care se umbli în papuși de bărbat sau cum? Da. Caca de găină. Suspect o calcată în caca de găină înainte. Ai, băia. Bea cafeaua la camin. Stai. Stai așa, bunică, o secundă, că eu am rezolvat cazul. Ce caz? Păi n-ai stabilit că ești somnambul? Matalea ai stabilit că eu sunt somnambul și am dus câinile, dar toate astea fără dovezi? Dacă papucul meu a fost în zapadă și eu n-am calcat acolo, cine a fost oare? Dacă sunt urmii de batic galben și numai tu poți batic galben, cine a fost oare? Dacă cineva a folosit umbrela și nu pentru ploaie, când nu a plouat, pentru ce a folosit oare? Ue, nepotul ăsta, adevărul că cred că are ceva abilități detectiv. Pare că chiar și prea pricepi. Matali, vrei să mă duci în eroare și trebuie să avem o discuție. Nu mai să zici despre mine că am încercat să te duc în eroare, nu ți-ai rușine? Hai să avem o discuție, ia! Pune-te aici în scaun. Ce ai mai copii? Unde ai fost în data de 18? Unde să fiu aici? Ai un alibi? Da, am fire albi în cap, cum ținu, doar sunt bătrână. Deci n-ai, erai singură. Și să le-a fost unii? Recunoaște că Matali ești făptat. Nu recunoaște nimic, nu am ce să recunosc. Recunoaște, vreau adevărul la tine. Adevărul? Purul adevăr. Do you want the truth? I want the truth. You can handle the truth. Adevărul este că de când ai câinile ăsta, nu mai îmi cumperi medicamente, nu mai ai grijă de mine, cu toate că stai pe muzica mea și pe banii mei. Ăsta e adevărul. The truth. Pe și unul l-ai dus? Undeva unde n-ai să ajungi tu niciodată și niciodată n-ai fost. În alt oraș? În altă țară? Nu, băi! În Poiat. Te-am trimis de 30 de ori să iei ouăle din cotet și niciodată n-ai fost. Și bineînțeles că acolo e cea mai bună ascunzătoare. O, dacă ai grijă de mine, e ok. Dacă nu, câinile... Au... Avar. Eu n-am știut că bunica așa spărășoasă. Am și mai mult grijă de acum și gata și... Uțu! Uțu! Unde ești? Auleu, auleu, vină în coase! Măi! Măi, ce frumos ești tu! Vezi? Uite! Uite! Acum se mărăm amândoi, avem la fel ochii! Exact la fel! Dar cum? Dar ce de minte? Cum mă abandonezi, nu-l mai găsești! Da, bunica, gata, nu te mai abandonezi de acum! Suntem iar o echipă? Suntem iar o echipă! Hap! Hap! Ursul! Marșel al... Cum e? Tu întrebi cum e? Se mă uita. Erou lui bunica, erou. Cum luptă el pentru un câine, parcă-i din Dinamo. Adică e mistel și se atură și are de-a mai... I want the truth! O aturută! Așa ai zis. Deschis temă. Muzica mea și pe... patul meu. Poate nu era cel mai ok patul meu în contextul ăla.